Sfârșitul săptămânii care tocmai s-a încheiat a fost unul cu succes pentru sportivele din Asociația Vulpițele Galbene. Atât echipa de fotbal feminin de senioare, cât și echipa Under 15 au terminat cu victorie meciurile pe care le-au disputat. Sâmbătă 26 octombrie, juniorile Under 15 au trecut fără probleme de echipa Măgura Bacău în meciul care a avut loc la Roman pe terenul de sport al Liceului Teologic Romano-Catolic. La finalul partidei, scorul a fost de 7-0 în favoarea echipei gazdă. Duminică 27 octombrie, Vulpițele senioare, dacă putem spune așa, au disputat meciul contând pentru etapa a treia din cadrul Ligii a doua de fotbal feminin. Partida a avut loc la Fălticeni împotriva echipei Club Sportiv Nicu Gane, iar Vulpițele au câștigat cu scorul de 4-2. Au marcat Paula Agu de 3 ori și Ștefania Mocanu a consolidat scorul final. A fost o victorie muncită, la pauză scorul era în defavoarea romașcanelor, dar până la final fetele s-au mobilizat și tabela a arătat 4-2 pentru Roman. Andrada Blanaru s-a accidentat destul de serios și e posibil să fie indisponibilă cel puțin până la sfârșitul turului. Adresăm felicitări fetelor și antrenorului lor, profesorul Adelin Tălmăcel. Vulpițele se vor bucura de victorie prin muncă însă, fiindcă duminică 3 noiembrie, pe stadionul Moldova din Roman, vor juca împotriva echipei Vașaș 2 Odorheiu Secuiesc.